sezonul 2023-2024. Iată că vine. De fapt, aproape că a și venit. Și cum nimic nu e întâmplător, ne batem în prima etapă, în prima rundă, cu campioana în titlul României, cu Farul Constanța, echipa antrenată de Gheorghe Hagi, un om cu care se știe deja în lucru public, o respectați foarte mult reciproc. Dar totuși, ce așteptări aveți? Da, începem cu nu se poate mai bine, contra campioane, cum ai spus și tu. Niciodată nu m-am gândit ce echipă aș prefera în prima etapă. Important ca noi să fim bine din toate punctele de vedere. Acum am văzut meciurile lor, pentru că au poate ritmul ăsta de competiție, jucând și Supercupă și primul meci din aceste preliminarii. I-am urmărit pe tot parcursul acestei perioade de precompetiție, să spunem așa, când au făcut și multe transferuri. E normal, am mai spus asta, vor să aibă un lot numeric și valoric foarte bun pentru a ataca toate cele trei fronturi. Acum, probabil și datorită rezultatului din prima manșă, probabil vor menaja câțiva jucători, asta a declarat, dar pe noi nu ne interesează lucrul ăsta, va trebui să abordăm meciul foarte serios, cu o mentalitate de învingător, jucăm acasă, chiar dacă jucăm contra campioane, trebuie să avem încredere. Bun, mi-ați anticipat a doua întrebare, și asta fără să ne vorbim nici de cum înainte, dar totuși credeți că se va ține de cuvânt Gheorghe Hagi, având în vedere declarația asta? Adică. Până la urmă, când ai obiectiv campionatul sau cupele europene, îți dorești să reușești în această competiție și până la urmă prima etapă. Cred că riscă începutul ăsta de campionat, pentru că e normal, știind de anul trecut, toate echipele care au participat în cupele europene au avut probleme pe început de campionat, de-aia vreau ca noi să fim foarte entuziași și motivați. Acum, repet, au avut un rezultat pozitiv, e normal, este început de campionat, nu vrea să riște eventuale accentări, până la urmă, principalul lor obiectiv este să treacă mai departe și cred că oricine ar fi făcut la fel, dar nu ne interesează. Este o echipă cu jucători calitate, indiferent cine intră, știe ce are de făcut, o echipă care dă rind de joc, o echipă bazată pe posesie și atunci trebuie să fim pregătiți pe ambele faze, defensiv, ofensiv și bineînțeles tranzițiile, care sunt foarte importante, au jucători calitate, jucători de viteză, totodată fazele fixe care pot face diferența în orice meci. Da, trebuie să fim, repet, pregătiți. Ați pomenit despre achizițiile celor de la Faro, echipa campioană a României, dar totuși, în linii mari, au rămas cam aceiași. Sigur că a dispărut Luis Munteanu din atac, dar au rămas cam aceiași. Nu pot să nu vă întreb, și oricare jurnalist ar fi în locul meu, v-ar adresa această întrebare, sunt convins. În ce măsură, cred că v-am mai adresat întrebarea asta, istoria se repetă în fotbal. Mă duc cu gândul la meciul acela 4-0, reinaugurarea stadionului municipal Sibiu. Sigur că a mai fost un 0-0 între timp. La ei? Da, nu știu, vreau, e istorie. Da, va rămâne poate... istoric, categoric. Da, a fost inaugurat acest stadion cu un rezultat extraordinar contra unei echipe care dominase până la momentul ăla sezonul. Dar e istorie, nu mai ne gândim, sezonul trecut a trecut. Da, am avut un parcurs bun, dar va trebui să ne autodepășim ca să facem, să spunem... cel puțin același număr de puncte ca sezonul trecut. Repet, e istorie, nu ne gândim ce a fost cu Farul în acel meci de 4-0. Mister, cum e echipa? Probleme de lot, dacă avem? Da, suntem mai bine din punct de vedere fizic. Sunt jucători care, chiar dacă vor fi în lot, nu sunt la nivel ca și prim de pregătire, să zicem, optim. Dar în momentul în care vom apela la ei, că vom apela 15-20-30 minute sau o repriză, va trebui ca să dea totul, pentru că asta este normal. Da, am avut acele probleme de care vorbeam în cantonament și atunci am oscilat. Sunt jucători care sunt la un nivel, jucători care sunt la un nivel mai mic, jucători care au venit pe parcurs, cum este și Fonseca, la fel trebuie să-l punem la punct ușor-ușor. Adică sunt câțiva jucători pe care trebuie să-i așteptăm o perioadă. Acum sper să nu fie prea lungă această perioadă, pentru că dacă ne grăbim, riscăm să-i accentăm sau să se accenteze și atunci i-am pierde pe o perioadă mult mai lungă. Vom vedea. În rest, este foarte greu, în momentul în care sunt toți apți, să fac un lot și mă bucur. Și la un prim 11, la fel, este foarte, foarte dificil, pentru că sunt mulțumit de toți la modul cum s-au antrenat. Va fi o decizie grea pentru noi, staff-ul.